Preacuvioși și preacucernici părinți, domnule prefect și iubiți frați și surori, prima duminică din postul mare este Duminica Ortodoxiei. În istoria noastră creștină, duminica aceasta are un rol foarte important, de aceea Sfântul Sinod la această sărbătoare ne trimite pastorală. Pastorală pe care o să vă citesc și eu acum. Iubiți credincioși și credincioase, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în prima duminică din postul mare, numită Duminica Ortodoxiei, sărbătorim biruința asupra tuturor rătăcirilor doctrinare de la dreapta credință și de la dreapta vedere a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în lume. Potrivit Sfintei Tradiții a Bisericii, icoana Domnului Iisus Hristos este chipul liturgic văzut al Dumnezeului celui viu și nevăzut, care s-a făcut om. Fundamentul dogmatic al cultului Sfintelor Icoane este întruparea Fiului lui Dumnezeu, de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, la plinirea vremii. Părinții Bisericii, care au teologisit despre venerarea sau cinstirea Sfintelor Icoane, fiind purtați și luminați de Duhul Sfânt, au fost încredințați și adeseori prin minuni și experiențe duhovnicești neîndoielnice de adevărul și puterea harică a Sfintelor Icoane. De altfel, potrivit Sfintei Tradiții, prima icoană a Mântuitorului Hristos este Sfânta Mahramă sau icoana nefăcută de mână omenească a Domnului, care a fost trimisă regelui Avgar al Edesei. Prin venirea lui Mesia Hristos pe pământ, la înfățișare aflându-se ca un om, a fost deslegată opreliștea dată lui Moise de a nu face niciun fel de asemănare a niciun lucru din câte sunt în cer sus și din câte sunt pe pământ jos. Interdicția din Vechiul Testament era una pedagogică și temporară, pentru a nu se cădea în idolatrie, deoarece Dumnezeu cel nevăzut din ceruri nu luase chip de om pe pământ. Însă, pentru noi creștini, icoana Domnului Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, este mărturie și mărturisire a întrupării sale. După cum zice Sfântul Evanghelist Ioan, și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și am văzut slava lui, slavă ca a unui a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Învățătura ortodoxă despre cinstirea Sfintelor Icoane a fost formulată în mod deplin la sinodul al VII-lea ecumenic de la Nicea din anul 787. De la care se împlinesc anul acesta 1230 de ani. Această învățătură este de plin acord cu Sfânta Scriptură și cu Sfânta Tradiție, întrucât se fundamentează pe dogma cristologică a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Sinodul afirmă că Sfânta Scriptură și Sfânta Icoană se arată și se explică reciproc. Imaginea vizuală are aceeași valoare cu imaginea verbală. Așa cum Sfânta Scriptură este o imagine în cuvinte, tot astfel și icoana pictată este un cuvânt în culori. Prin icoană, conținutul Sfintei Scripturi ne este transmis sub forma unei doctrine nu abstracte, ci în chip liturgic, adică într-un mod integral și concentrat
care se adresează față către față persoanelor din biserică, aflate în comuniune de rugăciune cu Preasfânta Trăime și cu toți Sfinții. Citând cuvintele Sfântului Vasile cel Mare, Sinodul al VII-lea Ecumenic afirmă că cinstirea arătată icoanei trece asupra prototipului, iar cel care venerează icoana, venerează persoana pe care aceasta o înfățișează. Astfel, sfintele icoane fac posibilă comunicarea harică între persoanele reprezentate și credincioșii care le cinstesc și se roagă în fața lor. Un alt eveniment important în care s-a confirmat și reafirmat rolul, sensul și importanța artei sacre sau liturgice în viața bisericii a fost sinodul de la Constantinopol din anul 843. Făcând trimitere directă la imaginea reprezentată în icoană, sinodiconul acestui sinod proclamă pomenirea veșnică a celor care cred, dovedindu-și spusele prin scrieri și acțiunile și reprezentările pentru răspândirea și afirmarea adevărului prin cuvinte și prin icoane. Se subliniază faptul că icoana participă la sfințenia și harul prototipului ei și de aceea icoana sfințește ochii celor credincioși și tămăduiește bolile sufletești și trupești ale celor ce le cinstesc. La rândul său, Sfântul Ioan Damaschin spune că harul lui Dumnezeu se odihnește deasupra icoanei pentru că în timpul vieții lor sfinții erau plini de Duh Sfânt. La fel și după moarte, harul Sfântului Duh rămâne pururea în sufletele lor, în trăsăturile și sfintele lor chipuri, iar aceasta nu prin fire, ci ca o urmare a harului și a lucrării divine. Iar pentru a face posibilă întâlnirea prin rugăciune și prin harul Duhului Sfânt, reprezentarea lui Hristos, a sfinților și a evenimentelor istoriei sfinte trebuie să exprime cu fidelitate realitatea istorică. Rostul de a fi a icoanei este acela de a-i arăta pe moștenitorii împărăției lui Dumnezeu pe cei care o caută, o pregustă și o prefigurează încă din timpul vieților pe pământ. Și cu toate că sfinții pictați pe icoane sunt deosebiți între ei la chip, au totuși ceva comun și anume aureola sau nimbul de lumină. Aureola este semnul văzut al slavei dumnezeiești din împărăția cerurilor, care nu se poate vedea cu ochii trupești, dar care se află tainic, prezentă în sufletul și trupul sfinților. De aceea icoana este și o vedere prin credința împărăției lui Dumnezeu, iar nu doar un simplu element estetic și didactic în biserică. Iubiți fii duhovnicești, Sfânta Scriptură ne învață că omul este icoana vie făcută de Dumnezeu după chipul Fiului Său. Așa cum icoana exprimă într-un mod văzut slava nevăzută a prototipului său ceresc, tot astfel și omul, icoana văzută a lui Dumnezeu, a fost făcut de Creator după chipul Său, ca să se reflecte în om și prin el lumina cea necreiată și neapusă a dumnezeirii sau frumusețea preaslăvită și negrăită a celui nevăzut. Întrucât ortodoxia este atât mărturisirea adevărului unirii dumnezeirii și a omenității în persoana Domnului Iisus Hristos, cât și mod de cunoaștere și de trăire în arvună a slavei împărăției cerurilor, noi creștinii suntem datori să mărturisim dreapta credință
și să căutăm sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Totodată trebuie să ne armonizăm dreapta mărturisire și preamărirea lui Dumnezeu cu iubirea milostivă față de aproapele nostru, care este chipul lui Hristos îndreptat spre noi. Întrucât fiecare om este făcut după chipul lui Dumnezeu, iubind pe aproapele nostru, iubim pe Dumnezeu. Astfel, Sfânta Icoană ne arată calea iubirii milostive față de toți oamenii pe care a mers Fiul lui Dumnezeu când s-a făcut om și pe care au mers apoi oamenii credincioși și sfinții care s-au îndumnezeit urmându-L. Cine ajută pe cel ce are nevoie de ajutor, acela iubește pe Hristos, care se identifică cu toți oamenii aflați în suferință, zicând: întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Întrucât în 2017 se împlinesc 1230 de ani de la sinodul al VII-lea ecumenic, anul acesta a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul omagial al Sfintelor Icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. Întrucât Sfintele Icoane sunt reprezentări vizibile a unor realități tainice, nevăzute și cerești, rostul Sfintelor Icoane este să ne înalțe sufletul spre pacea, bucuria și slava Împărăției lui Dumnezeu. De aici marea responsabilitate ce-i revine pictorului iconar, potrivit sinodului al VII-lea ecumenic. Pictorului îi aparține doar natura tehnică, în timp ce diataxis, compoziția sau forma artistică depinde în mod evident de ce au hotărât Sfinții Părinți. Dumnezeu a descoperit Sfinților Părinți prin experiențe duhovnicești ceea ce trebuie să le dea icoana prin culori. Ei contemplau prototipul și apoi exprimau în limbajul picturii modelul sau chipuri, iar acele prototipuri care au fost descoperite Sfinților Părinți sunt rememorate în icoana ortodoxă, trezind în conștiința privitorilor stări spirituale sfinte. La rândul lor, pictorii iconari primeau și pictau icoanele după îndrumările venite de la Sfântul Duh, prin Sfinții Părinți, încât ei, ca martori și mărturisitori iconografi, nu se reprezentau și nu se mărturiseau pe ei înșiși, ci erau mărturisitorii lui Dumnezeu celui întrupat și a Sfinților Săi. Așadar, scopul vieții duhovnicești creștine este să devenim și noi sfinți, icoane vii a lui Iisus Hristos, înnoiți și transformați sau transfigurați de El prin Harul Sfântului Duh, pregustând slava dumnezeiască, având ca înainte mergător pe Mântuitorul Iisus Hristos și pe toți Sfinții Săi. Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe Române, statornicite de Patriarhul Justinian, cu ocazia sărbătorii Duminicii Ortodoxiei, se realizează și colecta pentru Fondul Central Misionar. Așa cum în Biserica Primară, prisosul unora, prinea lipsa altora și nimeni nu era între ei lipsit, tot astfel și acum, Biserica Ortodoxă Română îndeamnă la dărnicie și într-ajutorare frățească pentru a susține
multiplele activități spre binele și folosul credincioșilor ei din țară și din diaspora. La nivel național bisericesc, social, liturgic, pastoral, misionar și cultural, aceste activități sunt de o importanță majoră. Darul în bani care va fi colectat în Duminica Ortodoxiei și în următoarele trei duminici până pe 26 martie va fi folosit pentru construirea de lăcașuri de cult din parohiile mici și sărate, pentru întreținerea așezămintelor social-filantropice din țară și de peste hotare, pentru sprijinirea și inițierea unor activități spirituale și culturale, pentru apărarea și promovarea dreptei credințe, dar și pentru păstrarea identității etnice a românilor de pretutinde și pentru ajutorarea parohiilor și familiilor sărace. Dorindu-vă să folosiți cu mult spor duhovnicesc vremea Marelui Post, ca pregătire pentru Sfânta Sărbătoare a Învierii, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să vă dăruiască sănătate și mântuire, pace și bucurie, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Semnează prea fericitul Părinte Patriarh Daniel și toți membrii Sfântului Sinod. Iar noi, pe plan local, începând de astăzi, vom face și noi mica noastră colectă la ieșire din catedrală. Cine dorește, poate să-și depună ofranda. Amin.